la gândul că va trebui să-ți dai în judecată familia. În primul rând, hai să luăm cu începutul, da? Care este relația ta cu ei? Tu spuneai că, la un moment dat, că foarte, foarte proastă. Ați reușit, da. Ați mai vorbit, s-au interesat de tine. Tu, ții legătura cu ei? Eu nu sunt foarte mulți, nu am o familie așa de numeroasă, dar am studiat... Ce înseamnă familia ta? Oamenii la care te raportezi atunci când îi numești familia ta. Eu am studiat așa, arborele așa. Și am văzut... Genealogic. Da, și am văzut așa că așa străbunicii mei au fost niște oameni foarte erudiți, da? Și ei au murit pe un vas de croazieră și în urma... Da, și a rămas bunicul meu, care el a fost acum 100-200 de ani, așa pe timpul lui, a rămas pe la armată, așa se creșteau atunci. El cât a fost un veteran de război, așa se făceau lucrurile. Și el, în urma acestui fapt, el cât a fost veteran de război și mai departe, a avut așa și bunica mea și o pensie, așa mai departe. Da, și el a primit niște case. Da, ești bunicul înstărit. Nu e stărit, el doar a muncit pentru stat. El a fost pe front. N-a murit de foame, adică. Dar totuși a primit niște recompense, nu? Da. Și anume case. Casele noastre, adică ale familiei mele, totul vine de la bunicii mei. Totul acolo... Cum se face că, în ciuda tuturor lucrurilor ăsta, că faptul că ai avut o familie, ai avut tot ce trebuie, tu în momentul ăsta ești cam singură pe lume și abandonată de tot ce înseamnă familie. Și mai presus de toate, îți renegi și propria mamă. Da, pentru că acest om, cum am spus, a primit niște case de la stat, un om așa care a fost veteran de război și care a lucrat pe front, adică oamenii care știu așa, nu știu, așa într-o etate de acum 100 de ani, 150 de ani, sau... Așa, bunicilor și așa mai departe, ei știu despre ce vorbesc. Sunt niște oameni care primesc niște pensii speciale, așa mai departe, și primesc, acum ne vorbim de așa Republica Socialistă România de acum foarte mulți ani. Da, sunt niște case care au fost primite, iar el a avut o casă, da, și în calea Plevnei, când a fost acum, că s-au demodat, așa, și au luat tot, așa mai departe, au făcut trei case, da, pe locul acela, nu? Da. A vândut o casă. Despre ce sumă este vorba și câte case erau în joc până la urmă în familia ta, ne spui imediat după pasta pe care noi o dăm colegei noastre, Ramona Ilie. Te pupăm, Ramona, cu ce vii astăzi nou la Star News? Bun găsit, dragii mei! Carmen Hara ne prezintă astăzi în direct colecția ei impresionantă de ceasuri și bijuterii de lux, în care a investit o adevărată avere, cum arată și câți bani a scos din buzunare pentru podoabele fabuloase, vedeți imediat la Star News. Și tot atunci, Paula Lincan reacționează după ce mexicanul a acuzat-o că n-a venit la nunta fiului din ambiție. Fosta soția lăutarului iese la atac și face dezvăluiri bombă după 2 ani de tăcere, interviul exclusiv, îl urmăriți de la 17:55 de minute. Așa că fiți cu ochii pe noi, Nati, Andrei, înapoi la voi. Mulțumim tare mult, Ramona, cu siguranță vom fi ca de fiecare dată cu ochii pe tine, însă până atunci, cu urechile ciulite la discuția interesantă pe care o aveam cu Gabriela Cristoiu, ai făcut așadar aceste descoperiri. Despre ce sumă este vorba? Câți bani îți poți primi drept moștenire? Eu nu vreau să primesc absolut nimic. Sau din ce doar ce se că este o femeie, ea este o femeie care... Așa, bunicii mei nu au cunoscut-o pe ea și ea încearcă și îmi trimite mesaje de amenințare. Asta e problema mea. Vorbim de soția tatălui tău? Nu, așa, unchiului meu. Deci noi vorbim așa ca să vă spun exact de o cămăruță. Deci eu nu vorbesc despre bani aici. Deci eu nu vorbesc... Deci asta este casa părintească. Eu nu vorbesc despre banii. Cât ar putea să coste? Dacă vedeți cum arată depinde. Casa aceea... Nu, depinde nu, de... nu. Pentru că nu neapărat casa costă acolo, costă terenul. Da. Nu. Casa aceasta, dacă am vinde-o acum, să spunem, dacă am putea să o vindem, mai mult de 20.000 de euro nu am luat pe ea. Dar terenul deci, de desubt? Nu. Fiind într-o zonă centrală, ar costa? Nu, nu, nu. Hai să nu mai, așa, să mai punem lucrurile prea mult. Nu. Nu. Dar terenul nu este al lui, al vostru? Sau cum? Deci noi vorbim de o miză foarte mică, dar eu nu accept ca de la o femeie care nu a venit în viața ei, în casă la bunicii mei, așa cu copilul ei, să ceară... Așa că am și jumătate în această casă. Ok, îi dau eu jumătate, dau tot ce vrei tu. Dar asta este casă părintească. Știi cum e vorba aia, casă părintească nu se vinde? Deci eu cât am... Cât am toate amintirile mele acolo puse și acolo am murit și taică-miu, acolo am murit și bunicul meu și bunica mea. În această cămăruță mică. Ok,
nu vorbim de un palat mare. De asta sunt foarte emoționată acum, pentru că noi vorbim de o miză foarte mică și în care cineva mi-a trimis mesaje de amenințare. Să-mi spună, păi nu, că tu știi că, uite, că tu nu ai drept acolo, cum adică să n-am drept? Ăla e dreptul meu, da? Deci, eu cât am crescut acolo și mama mea a crescut acolo și toți, am toată familia, da. Gabriela, tu ești legată sentimental de acea, da, de acea casă, nu? Banii nu contează pentru mine, păi nu contează. Asta, intenția contează pentru mine, pentru că un om care face ceva așa cu intenție, aia contează. Te deranjează că cineva intră practic în viața familiei tale, a bunicului tău, da? Fără să aibă vreun drept, nu? Exact. Și ce vrei să faci în sensul ăsta? Vreau să dau o judecată, dar eu nu știu cam cum ar putea să câștige o femeie care ia în viața ei, nu avem în casa aia. Ok, dacă tu vii la bunicii mei, da, și tu le dai acolo farfurie de mâncare, tu faci ceva cu ei și tu îi ajuți, da, tu vii și acolo... Deci tu vrei să dai judecată, să dai judecată pe soția unchiului tău, nu? Eu vreau să dau în judecată dacă ea mai continuă. Pe ea, pe soția unchiului, da? Da, și cum a spus, noi vorbim de un palat. Noi nu vorbim așa de ceva, să spunem așa, cu terenul. Nu, nu, nu. E o casă mică, dar aia e casa mea și a părinților mei și locul unde eu cât am crescut, am mâncat acolo felii de pâine și mai departe, da? Acolo de unde am crescut eu, chiar dacă n-aveam ce să mănânc, acolo mâncam așa, ceva, punea pâine pe ușă, acolo creșteam eu. Nu are cum să vină o femeie să-mi spună mie așa ceva, să-mi dea mie a mea. Nu se poate așa ceva. Descarcă-te, eu nu Gabriela. Accept așa ceva. Descarcă-te, spune-ți posul acum. Acum așa este, lasă-mă, te rog, că nu mai pot. Nu mai pot, deci crede-mă, și... sunt așa supărată și nu mai pot. Acum o să acționez în judecată, să înțeleg? Dacă mai continui cu amenințările și cu... Așa, mesaje, cu date... Cu ce te-a amenințat? Ce ți-a zis în mesaje? Dacă a spus concret. Că... Păi, a spus că... Asta, casa asta mică, casă, care e o casă foarte mică, așa mai departe, ar vrea ea să vină să împărțim. Ok, ce să împărțim? Că eu cu 10.000 de euro... Care sunt amenințările? Ce îți face vrea... dacă? Că asta e o amenințare. Ea cât vrea să ia, dar eu dacă îmi vând două geni, scuze, că așa vorbesc, dar îi dau bani, oricum nu contează. Aia nu contează, dar să nu mai vină așa ceva. Deci unde am crescut eu? Ce zice, zice ca amenințare? Ce? Să nu te mai prind pe acolo? Sau să, ce? Că nu, te bate? Că ce-ți face? Nu, că ea vrea casa acolo și că ea vrea acolo să vină să stea. Dar acolo am crescut eu, acolo am crescut de când eram mică. De când eram mică... Deci practic ți se cuvine ție acea deci, casă. Mi se cuvine, deci așa bunit. Pretenția de a vinde casa părintească, da? Ăsta e marele deranj. Da, dar ea nu are niciun drept. Deci această femeie nu are absolut niciun drept. Bine, n-are dreptul moral, că drept legal are. N-are niciun drept. Deci, dacă ea venea pe la bunicii mei să se întrebe, uite că tu ai nevoie perfect, de ceva, dar știu. Dacă ea dorește lucrul ăsta, practic ei îi se cuvine de la tatăl, de la bunicul tău, în mod legal să vândă această casă. Am înțeles că e ceva mult legal, dar trebuie, și când faci ceva legal, trebuie să te gândești la ceva moral. Nu poți să faci, am înțeles, așa legal, da, dar trebuie să pui și puțin problema. Și ce s-ar întâmpla dacă totuși mama ta ar înainta actele de a vinde această casă? Cum ai încercat să o oprești? Și n-ar ține cont de moralitate. În primul rând, eu am înțeles că... Eu am întrebat niște avocați și mi-au spus că nu ai tu cum să te prezinți în fața... Eu am spus, eu nu știu cum să te prezinți așa și am zis, păi dacă vin eu și vorbesc... Și, da, am înțeles că nu poți să te duci să vorbești așa, pur și simplu, dacă nu e civil, bine, dacă e civil, da, dar... Dacă tu te duci în fața acolo, nu ai cum să vorbești tu singură. Dar eu dacă aș vorbi, aș spune, păi în primul rând, această femeie a primit deja o casă la bunicii mei. A avut casa și gata. A avut aia de pe la calea Peflei unde a fost, a avut acolo. A primit casa, ok, am înțeles. Care este relația ta cu mama ta în momentul de față? Hai să o luăm și pe partea cealaltă. Că până la urmă, eu cred că dacă voi doi ați fi avut o relație bună, frumoasă, normală, sănătoasă, eu cred că nu ați fi ajuns la astfel de discuții. Și eu cred că tot ce mi se trage mie rău și toate ghinioanele și... De ce ești atât de despărțită de mama ta? Pentru că mama mea este un om care e un om foarte rece, foarte... Când te-ai